japonezilor stăteau așa de departe în tranșee față de soldați, încât la un moment dat soldații au început să tragă în ei, crezând că sunt inamicii. Să nu fiu așa la distanță, să începe să trageți în mine, crezând că sunt de pe altă parte. Matei 13, nu știu dacă este o continuare, dar aș vrea să fie, cel puțin. Matei 13 vorbește de roditori în grădina lui Dumnezeu. Noi cunoaștem această lecție ca fiind pilda semănătorului. Și în 20 de minute vreau să vă spun că un om care îl primește pe Domnul Iisus și are parte de această pace care întrece orice pricepere și care este cu mult peste puterea noastră de înțelegere, ne transformă, ne schimbă, dar are menirea de a ne face și roditori. Vedeți, spuneam fraților când vorbeam că dacă Domnul nu ar avea nevoie de noi să slujim pe pământ, la momentul în care ne-ar fi la botez, ne-ar băga acolo în apă și ne-ar ține acolo până am înghițit hapul și am plecat dincolo, direct în cer. Pentru că dacă scopul Domnului este doar să ne mântuiască, atunci cel mai bine ar fi așa, ne credem, suntem botezați de acolo, direct acasă. Nu este așa. Domnul dorește foarte mult creșterea. Și eram tentat, dar e subiectul imens acela al creșterii spirituale și nu aș fi avut timp. Dar o altă temă importantă din Petru este creșterea și acolo în capitolul 1 vorbește în a doua Petru de o scară și prima treaptă este credința care nu e de la noi, ci Dumnezeu ne o dă prin auzirea cuvântului, dar după aceea încă 7 trepte care depind de noi. Și un autor biblic zice așa, creștem sau doar îmbătrânim? Că e o diferență și Spurgeon, prin marele predicator, spunea că sunt oameni care au vârste de 70-80 de ani și nu le-a dat măseaua de minte. Am vorbit cu un prieten acum de curând și soția lui este medic, dentist. Și mi-a zis că a auzit predica mea, studiile mele și zice, să spun ceva, ce mi-a zis nevastă. Mi-a zice, acum de curând a venit o femeie, o băbuță și se tot văita că i-a pus placă și că o deranjează și că o supără foarte tare. Și a zis, măi, dar n-ar fi trebuit să se tăbăcească locul, ar trebui, ce se întâmplă, să vii să văd. Și zice, ce crezi, Matei? Îi dădeam măseaua de minte. Fapt real, Emanuel Dedeu, prietena meu din Giurgiu, nu știu dacă se înregistrează, i-am zis dacă pot să folosesc exemplul ăsta. Și l-a zis, deci este vorba de o creștere, e nevoie să creștem. Și acum, în câteva minute, vreau să vorbesc despre această rodire, deși, desigur, rodirea se învârte în jurul semințelor, se învârte în jurul pământului. Și vreau să citesc numai câteva versete de la Matei 13, de la 19 la 23. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăunte de 100, altul 60 și altul 30. Amin. Domnul ne dorește roditori, să fim roditori. Ioan, capitolul 15, spune că pe cel ce aduce roadă, Tatăl îl curățește ca să aducă și mai multă roadă. Și prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Rodirea este în interior pentru noi, dacă primim la roada Duhului Sfânt. Trei categorii, sunt 9 roade acolo, către noi înșine, către alții pe orizontală și către Dumnezeu pe verticală. Deci, noi creștem, le vestim și altor oameni Evanghelia să crească și ei, primindu-L pe Domnul Iisus și lăsând cuvântul acela sădit cu blândețe, să primească cuvântul sădit în inima lor și să fie recunoscători și să ajungem cu toții la maturitate. Unii cred greșit că la maturitate, deși este și partea adevăr, să mă explic. 1 Ioan 3:2 spune că îl vom vedea, când îl vom vedea așa cum este, vom fi ca el. Și mulți zice, nu trebuie să creștem aici, nu e mare lucru. Venim la adunare, facem noi ce putem, nu e pretenția prea mare. Acolo vom fi schimbați, când o să ajungem acasă la Domnul. E adevărat că vom fi schimbați, adică în momentul în care vom fi acolo, nu vom mai putea păcătui. Intrăm într-o stare perpetuă de sfințenie. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne vrea să ajungem la maturitate la un anumit punct aici pe pământ ca să putem să ne multiplicăm, ca să putem să ne investim pe noi înșine în alții. Nimeni nu pune
o sămânță verde în pământ și se așteaptă să crească. Ea trebuie să fie matură. Un creștin, ca să se multiplice, un creștin ca să aducă rod, trebuie să fie matur, trebuie să ajungă la maturitate. Și fiecare crește atât cât vrea. Atât cât vrea. Nu crești dacă nu vrei. Dacă nu vrei, stai în starea aceea și Cuvântul Dumnezeu ne vrea roditor. Și aceasta este prima lecție și eu o să mă opresc la ea. Priviți patru feluri de inimi, patru feluri de oameni, patru feluri de minți omenești. Sămânța ne spune că este cuvântul, pământul este inima, mintea omului, semănătorul aici este Domnul. Și priviți, vă rog, sămânța căzută lângă drum. Și mă gândeam, oare ce poate să fie în mintea și în inima unor astfel de oameni care mintea, inima lor este ca drumul de tare. Vă dați seama, prin inima aceea și prin mintea aceea, ca pe drum. Imaginați-vă, ieșiți afară la strada principală și vedeți câte vehicule și ce zgomot și ce gălăgie trec. Deci inima aceasta este așa de tare. Sămânța căzută în locuri stâncoase, adică nimeni nu aruncă sămânța pe stâncă. Dar acolo ne spune Biblia că era puțin pământ, dar era așa de puțin, încât când a răsărit, nu a avut unde să prindă rădăcină și nu a avut cum să crească și a murit. Cea de-a treia căzută între spini și cea de-a patra într-un pământ bun. Deci patru feluri. Acum, noi ar trebui să ne gândim, explicând aceste patru feluri, din care facem parte. Și desigur, Cuvântul Dumnezeu dorește să fim roditori. Dacă în grădina Eden Satan a intervenit, că am zis tema roditori în grădina lui Dumnezeu, în grădina Eden Satan a intervenit și a distrus. Pentru că am spus mai devreme, Dumnezeu ne-a creat liberi și și-a asumat responsabilitatea. Ei să-i creez liberi, chiar dacă știu că au să cadă, dar am să mor pentru ei și o parte dintre ei se vor întoarce la mine, de aceea mă vor sluji cu toată inima și cu tot dragul și vor fi ai mei și voi petrece veșnicia cu ei. Și spune, nu te teme, turmă mică, pentru că tatăl tău îți va da cu plăcere împărăția. Acum, fiecare dintre noi ar trebui să dăm năvala, să grăbim pasul și să vrem să creștem, să vrem, vedeți, încă de-a pe acum spun, din pământul bun. Grâul, când te uiți la el și când vorbește de pilda neghinei, spune să nu o smulgi. Dar vedeți, țarina spune acolo cu pilda neghinei, nu este biserica. Adică n-ai voie să mustri pe nimeni în biserică, nu, zice, este lumea, în general. Și în lume, în general, creștinii cresc cu necreștinii. Grâul crește cu neghina. Și la final se va face separarea. Pentru că ce se întâmplă? La nivel, în pământ, la dedesubt, înfrățește. Înfrățește și ne prindem între noi așa prin fel de fel de legături și atunci când ar fi smuls unul, ar fi smuls mai mulți. Dar haideți să nu vă obosesc cu prea multe detalii. Solul acesta, pământul, are o putere fantastică de rodire. Ați văzut primăvara? Se încălzește pământul. E un pic de ploaie sau dacă a fost zăpadă și mai bine. Și pământul are o așa putere să rodească, să odrăzlească, să înverzească, încât te minunezi. Dar atenție, pământul nu poate face lucrul ăsta singur. Pământul nu poate face singur. Are nevoie de ceva. De apă, de lumină, de căldură, ați zis deja câteva și dumneavoastră. Și vă mulțumesc. Deci omul nu poate să rodească singur. Are nevoie de cineva. Și acel cineva, tocmai l-am spus să-l primim în inima noastră, Duhul Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor, care el vine și el are putere. Puterea aceasta să rodească, de aceea se spune roada Duhului Sfânt. Dar vedeți, în inimile oamenilor mai este și altcineva și mai este și un rău vrășmaș. De aceea Biblia ne spune de aceste patru feluri de pământ și ne spune că doar unul dintre ele a ajuns la maturitate. Priviți, dintr-o 100%, doar 25% au ajuns la maturitate. Ceilalți s-au pierdut pe drum. Ceilalți unii au venit la biserică și dacă vă uitați, la fiecare, versetul 19 spune, când un om aude cuvântul, versetul următor și 20, cel ce aude cuvântul, versetul 22, cel ce aude cuvântul, versetul 23, cel ce aude cuvântul. În fiecare se spune lucrul acesta, cu toții aud cuvântul. Haideți să vedem versetul 19. Când un om aude cuvântul și nu-l înțelege, cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește. Vreți să ne uităm repede în Luca 8, e foarte interesant, Luca 8 cu 12 vorbește aceeași temă și spune, cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. În Matei spune
că nu înțelege. Și noi zicem, mă, săracul sau săraca, n-a înțeles, mă, dacă n-a înțeles. Nu e chiar așa. Ce vrea să spună că n-a înțeles? Pentru că acest cuvânt al mântuirii este așa de simplu încât toți oamenii îl înțeleg. Toți oamenii îl înțeleg. Deci nu e vorba că nu-l înțelege. Aici este vorba că inima aceea se împietrește și este împietrită prin înșelăciunea păcatului. Și Efeseni, Efeseni capitolul 4, versetele 17, 18 și 19 ne spun așa: lămurește. Deci nu că nu înțelege inima, ci inima prin înșelăciunea păcatului ajunge și se împietrește. Iubește păcatul și respinge cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce vă spun și mărturisesc în Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, având mintea întunecată în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu. Străini de viața lui Dumnezeu. Nu biserică, nu ascultare, nu rugăciune, nu citire, nu părtășie cu frații, nu mă duc să stau de vorbă cu un frate, să ne rugăm. Fiecare e cu treaba lui, trăiesc solitar, singur. Spune, din pricina neștiinței care se află în urma la ce? În urma împietririi inimii lor. Împietririi inimii lor. Nu mai citesc mai departe, că nu am timp. Evrei, capitolul 3, de asemenea, avertizează cu privire la această împietrire. Evrei, capitolul 3, versetul 12. Luați seama, dar, fraților! Atenție! Vorbește fraților! Luați seama, dar, fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să ce? Să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Poftim, în fiecare zi. Soră, îndemnați să ne îndemnăm fraților unii pe alții în fiecare zi. Suntem așa de slabi că în fiecare zi avem nevoie de îndemnuri. Să ne îndemnăm ca să nu ne înșele păcatul. Păcatul pândește la ușă, spune lui Cain, dar tu să-l stăpânești. Da? Astăzi, versetul 15, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Deci, această inimă, această inimă este cea care aude cuvântul, dar se împietrește. De ce? Că iubește mai mult păcatul. Iubește mai mult singurătatea, izolarea în felul ei, eu sunt, n-am treabă cu nimeni. Atâtea ori în evanghelizare unde am mers, eu nu sunt, mă, nici cu Dumnezeu, nici cu ălălalt, eu sunt cu mine. Zic, știu ce spui, ești de fapt cu Satan. Și Satan este perfect de acord cu asta. El e de acord și să te închin lui Dumnezeu, dar să te închin și lui. Această ameste, pe când Dumnezeu zice, nu, doar mie, atât. O întoarcere tragică, dramatică la Dumnezeu. Pocăința este o dramă. Pierdem prieteni, am pierdut și pierdem pe cei mai mulți de multe ori, pentru că nu le place că ne-am întors la Dumnezeu și trăim o viață de sfințenie. Deci vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. De ce? Am citit în Luca, ca nu cumva să înțeleagă și să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să fie mântuit. E cineva aici de felul acesta? Prima inimă. Cea de-a doua inimă este, aude cuvântul și îl primesc îndată. Îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el. Vedeți ce zice? N-are rădăcină în el. Adică în viața lui, în inima lui, cuvântul acesta care a pătruns nu îl lasă să lucreze, ci tratează problema cu superficialitate, deși îl primește și apare de două ori îndată. Îl primește îndată și se lepădă îndată. Bătrânii noștri spuneau, zice, când vine un necas sau o prigoană din pricina cuvântului lui Dumnezeu, bătrânii noștri spuneau, repede îl primesc, repede se lepădă. Și îi spuneau, foc de paie, vâlvătaie pentru câteva săptămâni, apoi dispar, nu-i mai vezi. Sămânța este cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Sfânta Scriptură că este ca un ciocan. Ca un ciocan care sparge. Ce sparge? O inimă împietrită. Eu duc aminte că spunea cineva odată că mergea cu dricul, cu mortul în spate și cum se mergea înainte cu acele căruțe, cum se mergea pe timpuri. Și la un moment dat păstorul care predica și mormântase mulți oameni și omul acela care căra oameni cu dricul era cunoscut. Și auzise de foarte multe ori cuvântul lui Dumnezeu și nu făcuse nimic. Spune că păstorul, ca să-l trezească, în timp ce mergea cu dricul, a început să-i predice la mort și să-i spună să se pocăiască, să-i spună să se întoarcă la Dumnezeu. Și dricarul îi zice,
Vre, nu-i mai zice, nu-l vezi că e mort? Și la care el zice, păi da, tu cum ești? Că și ție îți vorbește și ai auzit predici, și ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, o grămadă, dar n-ai făcut nimic, tot mort ai rămas. Tot mort ai rămas. Deci îl primește îndată. Domnul Iisus Hristos vede inima. Vedeți, noi nu avem capabilitatea să vedem inima. Noi, ba, chiar avem capabilitatea să ne ascundem de multe ori așa de bine, încât să nu știe nimeni ce e în inima noastră. Să nu știe nimeni. Și cineva spunea, cea mai mare tristețe este ascunsă prin bucurie. Cea mai mare tragedie. Ești jovial, ești vesel, ești prietenos. Nimeni nu te întrebe de ce ești trist. Deci noi avem capabilitatea asta, suntem ființe inteligente, să știm să ascundem. Dar știți ce? Înaintea ochilor acelui cu care avem de-a face, ne spune Scriptura că este totul gol și descoperit. El ne cunoaște inima. El ne cercetează. Și cuvântul lui Dumnezeu vrea să lovească și să spargă. Cartea Ezechiel spune, le voi lua inimile de piatră și le voi pune în locul lor o inimă de carne. Frați și surori, păcatul desensibilizează. Păcatul nu ne face să simțim, să fim mai sensibili. Ne face din ce în ce mai împietriți, din ce în ce mai duri. Și Domnul Iisus Hristos vrea să devenim sensibili, să fim din nou ca El. Deci, pe astfel de oameni, cuvântul lui Dumnezeu fie îi ofensează sau îi plictisește sau îi zgârie, nu se simte confortabil atunci când aude. Primul cuvânt, aude cuvântul și nu-l înțelege pentru că îi place să-l acopere cu păcat și iubește păcatul sau nu vrea să aibă de-a face cu nimeni, trăiește și atunci este o pradă ușoară. Sămânța cea de-a doua căzută în locuri stâncoase este cel ce are puțină credință, are puțin pământ. Dar care este scopul? Vedeți care este tragedia? Că dacă vă uitați la cele patru pământuri, veți vedea că unii pare că vin la adunare, pare că au o credință, pare că îl urmează, dar ce nu au cele trei pământuri față de al patrulea? Ce nu au? Nu au roadă. Nu ajung niciodată la rodire. Vom vedea în pământul al treilea. Iar lucrul acesta este grav. Aș vrea să ne cercetăm fiecare pe noi înșine. Avem o cântare care spune, privește acum și stai, vezi, boabe în spic tu ai? Să nu te înșel, să fii numai un pai. Cel de-al treilea, versetul 22, aude cuvântul, dar acest fel de oameni spune, cel ce aude, dar îngrijorările, dar, deci dar e un contrast. El aude cuvântul, dar viața lui în alte părți, la început, eu n-am citit, spune, își vede, după ce a auzit cuvântul, își vede de drum. Își vede de drum, adică tot de drumul lui. Tot de drumul lui își vede. Și acest fel de oameni este preocupat de două împărății și nu vrea să piardă pe niciuna. El este, cum spune românul, cu fundul în două luntre. Sau aleargă după două iepuri. El vrea să câștige împărăția celor, dar nu vrea să piardă nici lumea. Și încearcă să le împece și priviți ce spune aici, dar îngrijorările veacului acestuia, și numai de îngrijorări, dacă ar fi să vorbim, ar trebui să vorbim odată. Mai ales în situația în care ne aflăm, cu curent, cu gaze, cu toate, îngrijorări. Nu avem pace, eu stau lângă Domnul Iisus și indiferent ce se va întâmpla, Dumnezeu va purta de grijă, sunt liniștit. Îngrijorările și înșelăciunea bogățiilor, ce fac? Înneacă. În Marcu 4:19 spune, năvălesc în mintea noastră, în inima noastră și înneacă acest cuvânt și ajunge în neroditor. Îngrijorările veacului înneacă, e ca o plantă care se înfășoară în jurul firului de gru și îl ștrangulează. Înneacă este, în alte traduceri, este a ștrangula, a sufoca. A sufoca. Nu mai pot. Sufocat pentru că încearcă să împace aceste două lumi. Trist este că acestea toate se întâmplă cu voia persoanei respective. O viață duplicitară și cu lumea și cu Dumnezeu. Rezultatul îl vedem aici, ajunge neroditor. Adică, atenție, ce am să spun mai devreme, repet ce am spus. Nu moare și s-ar putea ca asta că e bine. Dar nu e bine deloc. Adică, putem să venim la adunare, știți ce spune Domnul Iisus unei biserici în Apocalipsa? Să merge în numele că trăiești. Mergi mor. Atenție! Să nu privim superficial, să privim în profunzime și să ne cercetăm, spunem, Doamne,
ce fel de pământ sunt eu, ce fel de inimă, ce fel de minte, ce fel de ascultare, că am văzut că fratele Adi a pus un pic mai devreme acel verset, cine are urechi de auzit să audă. Adică e vorba de urechea inimii, e vorba de urechea sufletului, e vorba de urechea lăuntrică. Doamne, în seara aceasta mi-ai vorbit. Și nu am vrea să avem urechi, să intre pe ureche, să iasă pe cealaltă, ci am vrea să spunem, Doamne, vorbește că robul Tău ascultă. Deci, nerodire, încercări. Dacă, frați și surori, dacă am avea, frații ar avea o evidență cu toți care au trecut prin adunările noastre, să zicem, nu știu, adunarea asta cred că e de la Revoluție, parcă, din câte mi-aduc aminte și știu. De la Revoluție, sunt 30 de ani. În 30 de ani, câți au trecut pe aici? Și ar fi rămas, cât ar fi trebuit să fie biserica asta de mare? Eu cred că trebuia să aibă, nu știu, mult, 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 mult mai mare. Vedeți, oameni care se amăgesc, am fost și eu. Și în ziua veșniciei vor spune, am mers și eu la adunare. Am fost și eu, am și cântat sau eu știu. Domnul Iisus va spune curat, plecați de la mine că nu vă cunosc. Și aspectul, în seara aceasta, dacă am spus primul aspect, nevoia de mântuire, nevoia de primire a Domnului Iisus, să avem pace, dacă ne uităm în Luca 8 cu 15, apare aspectul acesta în Luca și imediat mă opresc, a expirat timpul. Luca 8 cu 15 spune, sămânța care a căzut în pământ bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Fac rod în răbdare. Foarte importantă rodirea. Foarte importantă rodirea. Dacă nu rodim, văzut Ioan 15, el taie și aruncă în foc ca mlădița neroditoare. Ce face un pământ să fie bun? Sau ce face un pământ să fie rău? Păi am văzut o grămadă de lucruri cercetând și dacă avem Biblie, ne uităm acasă și le luăm la rumegat în amănunt. Și să ne uităm și să ne gândim fiecare dintre noi. Doamne, ce fel de pământ? Zice Biblia, luați seama la felul cum ascultați. Da? Să ne deschidă Domnul inima, să desfunde, spune cineva, acest canal, zice, cel mai lung canal posibil, de la ureche la inimă. De la ureche la inimă. Și de la inimă pus în practică, către mâini, către picioare. Era, spunea cineva că în al doilea război mondial aveau, în Franța, mi se pare, era o statuie frumoasă al Domnului Iisus și zice că au bombardat-o. Dar oamenii au iubit așa mult statuia aia, era reprezentată așa frumos și era a lor, a orașului lor, reprezenta orașul, încât bucățile bombardate le-au luat și le-au ascuns. Și când s-a terminat războiul, au început să refacă statuia. Dar când au fost pe terminare și au dat seama că nu-i găsesc mâinile. Și unii au zis să o dărâmăm și alții au zis nu, o lăsăm așa. Dar a venit unul mai isteț și a zis aș vrea să scriem ceva acolo pe așa nume. Tu ești mâinile lui Iisus Hristos. Și a avut un succes fantastic. Restaurarea aceea și-a pus-o plăcuț acolo. Tu ești mâinile lui Iisus Hristos. El a plecat și a făcut lucrarea, am rămas noi. Cuvântul e același, un cuvânt bun. Ce fel? Cum mă las? Mă las prelucrat. Cel ce seamănă cu lacrimi se va întoarce cu cântări de bucurie. Să ne rugăm, când vom merge din nou în rugăciune, pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru inimi, să pregătească Dumnezeu mințile, inimile și noi cu toții să lăsăm cuvântul să lucreze, să devină viu și lucrător în inimile noastre și să ajungă rodirea, dar să nu uităm de maturizare, de creștere. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul.